Bună dimineața! Bună, bine bine ați, ați, revenit. ați revenit! Bine v-am regăsit! Carmen Ion este astăzi alături de noi, Doamna profesoară ne-ați da. fascinat în Profesoră prima parte. de limba și Continuația română. această fascinație este absolut... <hă> și vă rog să spuneți despre acea elevă de clasa 10-a unde se află acum, în urma acestui festival. Te rog, Rabi. Carmen! Una dintre elevele câștigătoare de acum 2 ani, trailerul făcut de ea a câștigat marele premiu Buvi. În momentul de față, terminând clasa A12, a fost acceptată la Academia de Film de la Berlin, la secția da. regie. Și totul dintr-o pasiune, nu? Da. Un experiment, Și de fapt, pentru că nici măcar de... nu știa că este talentată, că are acest dar. Exact, Elevă la un liceu de informatică și mă rog, se considera destul de departe de zona, de zona artistică. Și totuși, trailerul pe care l-a gândit și l-a realizat după aceea a fost absolut excepțional din toate punctele de vedere. Și ce înseamnă marele premiu BUVI? Adică ce câștigă cei care se înscriu la acest festival, cei care sunt ajung pre finaliști? Sunt, premii, sunt foarte multe premii pe care le dăm. Sunt premii în bani și premii în cărți, sunt multe edituri implicate. Um, sunt sunt firme din domeniu care uh, oferă premii din zona cinematografiei, să spunem, sau uh, uh, oameni din zona social media care oferă cursuri. Um, avem uh, și tabere oferite anul acesta, alte cursuri de limbi străine, deci premiile sunt destul de, de diverse, dar în general sunt în bani și cărți iar marele premiu înseamnă o sumă considerabilă, toate sunt asigurate de uh, instituțiile locale. Și cred că experiența locale. în sine, este Dar experiența în sine și, și emoțiile, nu. avem o gală buvi de câțiva ani în care sunt uh, nominalizați uh, uh, sunt nominalizate echipele la uh, cele mai bune echipe, la categorii cumva ca la Oscar, respectiv uh, cel mai bun trailer, cel mai bun regizor, scenarist, uh, cea mai bună editare de film Vreau să le spunem și celor care poate nu ne-au urmărit la ora 8 cum a început totul este vorba despre un festival care are loc în Focșani da, nu? Da. la care anul acesta participă peste 4500 de elevi sau și unscris, profesori S-au înscris, nu? Nu, nu, nu avem această capacitate de a, de, de a participa S-au înscris, peste da, 4500 da, da. de elevi și profesori uh, și tot ce au a fost nevoit să facă pentru a da, nu, participa? nu i-a nevoit nimeni. A fost, a fost bucuria lor. Um... Este să facă un trailer da. după o carte pe care o citesc la îndemnul vostru, da? Voi da. le faceți niște sugestii în funcție de vârste. Am Noi dăm cărțile, exact. Avem mai multe secțiuni. Kids pentru clasele a 5-a, a 6-a, Junior pentru clasele a 7-a, a 8 a și bovi High School pentru liceu. Și la fiecare secțiune lansăm 4 sau 5 cărți. Pe care le oferim spre lectură, și ei aleg după aceea. Iar datorită aplicației despre care vorbeam, anul acesta 400 de echipe au votat cartea, după care au dorit să facă trailerul în exact două secunde. Și asta, asta înseamnă că ei, după ce au, după ce au citit cartea, da. nu? Practic, cu ce au rămas ei mai important de acolo? Sau pot transforma acea carte într-un mic scurt metraj, să spunem? Nu e chiar un scurt metraj, este un trailer respectiv. Ei trebuie să-și imagineze cumva cum ar arăta filmul după cartea aceea, iar după acest film să facă un trailer care e doar în capul lor. Da? De deci e o încurcătură, să spun așa, o... o um un fel de reîntoarcere la carte uh, continuă, pentru că pentru a face un trailer bun e nevoie să stăpânești foarte bine cartea, să înțelegi foarte bine cartea. Și sunteți foarte atenți la detaliile astea, sunt convinsă da, Pentru da, asta da. acum ați creat și această aplicație Pe care o folosiți anul acesta pentru prima dată? Uh, nu, ea este folosită de anul trecut Este și uh, e dezvoltată de două companii importante Una s-a ocupat de web O aplicație gratuită și... pentru da, toți cei care s-au înscris da, da. la festival Și aici primesc toate informațiile de care am nevoie Aici nu? primesc informațiile, aici este agenda festivalului Aici pot urmări online toate evenimentele le și pot urca trailerele le pot distribui exact, mai departe asta am văzut. pentru like multe dintre trailerele da, le am urmărit da, aici da, în aplicație da, și da. am putut să-mi fac o idee despre. Da. Și le pot ce -au pregătit le, le pot vota de acolo. Deci este și pot găsi de exemplu, de exemplu, un există și o hartă. Deci încercăm cumva să ușurăm, să și lor viața și nouă sincer, pentru că în spatele festivalului se află o muncă extraordinară și o bază de date care crește de la an la an și atunci e nevoie să o gestionăm. Înscrierile, din păcate, pentru anul acesta s-au încheiat. Urmează o nouă etapă a înscrierilor undeva spre finalul acestui an. Da, nu? pentru ediția următoare. Iar festivalul în sine în care vor fi prezentate toate trailerele finaliste, înțeleg da. de la tine, da? Va avea loc Va în... avea loc la Focșani în perioada 15-17 iulie. O mulțime de evenimente vor fi transmise uh, prin uh, live și acolo vor fi întâlniri cu oameni excepționali, tot felul de workshop. Să urmărim cu mare da. atenție tot ce se întâmplă și îți urăm mult succes. Suntem foarte mândri că, iată, un proiect care a fost prezentat uh, și de 1 decembrie la ProTV, în 2019 mai exact, da. este acum atât de uh, popular. Ne vedem Mulțumesc. mâine la ILike IT. Nu uitați că toate da. informațiile sunt și pe site-ul nostru, pe știrile protv.ro. Acolo găsiți și materialul prezentat de 1 decembrie, materialul România Te Iubesc. Uh, Semnat de Paula Herlo și tot pe știrile ProTV.ro la uh, categoria Viitor cu clasă găsiți un interviu realizat de colega noastră Roxana Hulpe, un interviu cu un personaj virtual foarte interesant, un personaj pe care îl vom vedea în toate școlile din România în perioada următoare, în acest următor sezon. O zi bună.